Cei doi aspiranți la funcția supremă în stat au votat încă de la primele ore ale dimineții. Viorica Dăncilă a votat la Colegiul Sfântul Sava din București, unde a venit însoțită de soțul ei și de Lia Olguța Vasilescu, șefa campaniei electorale a candidatului PSD. Klaus Iohannis a votat la Liceul Jean Monnet din capitală, unde a avut alături pe Ludovic Orban, premier și președinte al PNL, și pe prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Soția sa, Carmen Iohannis, a votat ca și în primul tur de scrutin la Sibiu. O zi foarte, foarte importantă astăzi. Eu personal am votat pentru o Românie modernă, o Românie europeană, o Românie normală. Și vă invit pe toți, dragi români, să veniți la vot. Astăzi este ziua campionilor cu ștampila votat în mână. Dragi români, fiți toți campioni astăzi. Viorica Dăncilă și-a exprimat optimismul și încrederea în români. O Românie care să meargă înainte. Nu înapoi, spre vremuri în care nu aveam drepturi, nu aveam libertăți, pentru că toată puterea era în mâinile unui singur om. Am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare, mai multă muncă, mai mult respect și devotament pentru poporul român și pentru interesele noastre naționale. Am votat cu inimă și din inimă pentru România și pentru români. Cine se scoală de dimineață ajunge departe. Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă sunt opțiunile pe care le au la dispoziția alegătorii români după ce în 2014 l-au ales președinte pe Klaus Iohannis în detrimentul lui Victor Ponta. La ora 21 vom afla primele date ale sondajelor de la ieșirea de la urne.